Persoanele vârstnice reprezintă principala țintă a infractorilor. Numai în primele 10 zile ale anului trecut, prejudiciul cauzat persoanelor de vârsta a treia a fost de peste 12.000 de euro. Primăria Brașov, Inspectoratul Județean de Poliție și Direcția de Servicii Sociale vor înființa până în luna martie Academia Seniorilor. Proiectul vizează îndrumarea și consilierea persoanelor de peste 50 de ani care sunt cele mai vulnerabile în fața infractorilor. Cursurile susținute de specialiști în domeniu vor fi gratuite. Viceprima Marul Brașovului susține că beneficiarii ar urma să învețe cum să nu mai cadă în plasa răufăcătorilor. În cadrul acestui proiect vom pune la dispoziție spații și vom căuta persoane abilitate cu preponderență voluntari, care să învețe pe bătrânii noștri să fie mai precauți. Facem un apel către toate asociațiile de specialitate să ni se alăture pentru a da informații necesare acestor persoane. Comisarul șef al Poliției Brașov spune că vârstnicii brașoveni sunt înșelați cel mai des prin metoda accidentul. Pentru Într-un început, la cursurile Academiei Seniorilor vor participa beneficiarii Direcției de Servicii Sociale, adică 120 de persoane în județul Brașov, sunt peste 140.000 de persoane de peste 60 de ani.